Mâncarea perfectă trebuie să fie nu doar delicioasă, dar și frumoasă. Îți vom demonstra asta în provocarea de la Multidu Challenge, în care fiecare fel de mâncare va fi perfect geometric, cerc, pătrat sau triunghi. Alege chiar acum! Să vedem ce avem bun aici! Nu am idee, mie nu-mi plac plăcințelele astea. Cred, domnișoară, că aveți nevoie de ceva mai pătrățos. Aha, iar dumneavoastră circular. Nu știu, nu mă pot decide. Aici avem fanul formelor triunghiulare. Ne scuzați, dar nu ne e nimic pe plac. Nu vă îngrijorați, știu exact ce vi se potrivește. Wow, doar priviți ce forme perfecte! Pătrat, cerc și triunghi! Uitați cum cercul se asortează cu ochelarii mei! Și cu ochii mei! Și triunghiul îmi e pe plac! Wow! Pot vedea! Nacio și ăștia m-au vindecat! Nu ai de ce să țipi așa! Și cașcavalul meu pătrat e grozav, dar îl mănânc în liniște! O nouă rundă, noi delicatese! Wow, am furs securi cu cremă! Trebuie să le gust numai decât! Iar eu am o pâine unsuroasă prea prăjită! Iac! Nici frunzele de salată triunghiulare nu sunt mai grozave! Atunci fursecuri? Cu plăcere! Ce delicios e! Câtă cremă au în interior! Betty, de ce ești așa tristă? Vrei salată? Da, ador legumele proaspete! Lăviz, varză și un cap de pește! Pătrat, cerc și triunghi! Toate sunt la locul lor! Îmi place varza asta, seamănă perfect cu mingea mea! Oricum, cum ai mai tare? Nici eu nu mă plâng! Hei, tu! Uite aici! Ia aminte! Nu-mi placi! Te voi trimite într-o călătorie în jurul lumii! Ia-l de lângă mine! Atunci notăm către Betty! Măi, culiță, ce e asta? Nu înțeleg ce nu vă place! Timpul să gust! Iac, nici gustul nu-i mai bun decât aspectul! Ne sufocăm! Nu sufla spre noi! Ia o gumă, asta ar trebui să te ajute. Asta și voiam. Delicios. Așa e mult mai bine. Ciudat, dar eu încă simt miros de pește. Câte sosuri și condimente. Oare ce gust au? Eu am ketchup și e delicios. Așa și credeam. Se pare că ți-a plăcut așa tare că te-ai decis să faci baie în el. Iar eu nu voi risca să gust condimentele. Voi la foarte puțin. Aaa, ce iute e! E ardei roșu! Dă-mi sosul tău, rapid! Am nevoie să-mi răcoresc limba! Hei, nu-i corect, e maioneza mea! Lipie, macaroane și cornet. E timpul carbohidraților. Nu-s deloc împotrivă. Cu atât mai mult când cornetul meu e înghețată. Imediat îmi voi transforma lipia în ceva mai delicios. Cercul meu drag de data asta e împotriva mea. Macaroanele astea sunt tari. Sunt cea mai înfiorătoare fantomă din lume. Ți-a ieșit grozav, Betty. Dintele meu! Cred că l-am spart în macaroane! Sveclă, ou și un pateu! Fetelor, voi clar aveți mai mult noroc ca mine! Oare sunt fierte sau crude? Sfecla mea e sigur crudă și respingătoare! Nu te îngrijora, am o idee! Eu nu mai pot fi salvată! N-am decât să mănânc ouăle. Sunt totuși crude. Betty, pateul ăsta ți se potrivește. L-am transformat într-un pătrat.
Ce drăguț! Mulțumesc! Și mie mi-a venit o idee genială! Un cocktail cu ouă! Sună mult mai bine decât ouă crude! Ce-i drept, gustul e la fel de respingător! Wow, e un cerc! Mersi! Se pare că dovleacul ăsta e cu surprize! Hey! O feliuță triunghiulară pentru tine, Kate! Aha, pătratul e al tău, Betty? Și porția mea unde e? În sfârșit, cercul! Nu vi se pare că e stricat? Eu cred că mereu e fără gust și mirositor! De acord! Iar mie îmi place! În sfârșit ceva delicios! O ciupercă crudă? N-aș zice! Deși cred că merită gustată! Chipsurile triunghiulare sunt grozave! Gata! Betty, am ceva pentru tine! Uite, e un pătrat! Mersi, prieteno! Mereu am visat să gust o ciupercă crudă! N-are niciun gust! Ciocolată albă, nuci și un plic de ceai! Nu-i rău! Oh. Crezi? Să vedem ce ceai este! Pare a fi negru, preferatul meu! Să-l prepar! Mă încălzește! Perfect! Pot să gust? Servește-te cu ciocolată! Ceaiul cu ciocolată e combinația perfectă! Exact ca triunghiul și pătratul! Până voi mâncați, eu particip la un război cu nuci! Așa, unde-mi sunt manualele? Uite-le, super! Punem peste, apăsăm, voila! Dăm la o parte surplusul și gustăm! Ador nucile! Asta înseamnă să fii isteț! Aveți noroc! Nu oricine are șansa să stea de vorbă cu un geniu! M-am săturat! Și eu! V-am spus eu că vă va plăcea o provocare geometrică! Da, a fost super! Mulțumim frumos! Cred că e timpul să plecăm! La revedere! Și cum rămâne cu farfuriile murdare? Doar n-o să le spăl eu! Gata! Fără provocări! Iar nouă ne-a plăcut! Dacă și ție, atunci nu te grăbi să pleci! Privește cadrele nereușite! Sunt la fel de grozave ca videoul! De acord? Atunci lasă-ne un like și abonează-te! Cu multi-du challenge mereu gustos, interesant și haios! Vino mai des! Pe curând!